Binecuvântat să fie Domnul. Mi-s foarte bucuros de faptul că vă aud pe toți cântând. Chiar s-a auzit vibrant, așa, vocea fiecăruia dintre dumneavoastră și asta denotă motivație, asta denotă dorință de a lăuda pe Dumnezeu. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, te bucuri de astfel de aspecte. M-am bucurat și de rugăciune. Rugăciunea, chiar în a, la a doua rugăciune pe care am făcut-o, am mulțumit lui Dumnezeu că Dumnezeu ne dă cuvinte și ne asistă în rugăciunea pe care o facem. Știți, câteodată facem rugăciuni, poate la marginea patului sau în adunare, în picioare sau pe genunchi, și parcă tragem de noi să iasă cuvintele din gură. Dar sunt momente în care Duhul Sfânt te însoțește în rugăciunea pe care o faci, te inspiră și. Cuvintele, efectiv, se revarsă din inima ta și m-am bucurat de lucrul acesta. Și mă gândeam la faptul că noi, ca și credincioși, suntem puși în situația în care să alegem, da? să facem alegeri în viața noastră. Și bine ar fi ca în aceste alegeri pe care le facem să fie de partea noastră însoțirea lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Mă gândeam chiar acum cât stăteam pe, pe scaun și vroiam să vorbesc altceva, vroiam să aduc un alt mesaj, dar mai apoi m-am schimbat gândul și am zis că potrivit ar fi să vorbesc despre un text. Foarte stringent pentru fiecare dintre noi despre o, o temă foarte stringentă pentru fiecare dintre noi. Suntem puși în situația să alegem ceea ce intră în mintea noastră, ceea ce intră pe urechile noastre și ajunge în mintea noastră. Pe cine ascultăm, ce citim, ce informații intră în noi, de fapt. Pentru că informația care intră în mine și în tine se transformă la un moment dat într-o trăire, într-un mod de a acționa. Vorbeam ieri cu cineva. Și mi-am dat seama că în anumite aspecte ce ține de muncă, da, ce țin de muncă, poate suntem compatibili. În anumite aspecte ce ține poate de uh, anumite manifestări în anumite domenii da, poate suntem compatibili. Dar când a venit vorba despre felul în care merge lumea aceasta, felul în care este guvernată lumea aceasta, uh, lucrurile s-au schimbat. Și mi-am dat seama nu suntem compatibili. Și bine ar fi, că la un moment dat, uh, să nu fie prietenia ce determină ceea ce intră în mintea ta. Să nu fie uh, afinitățile poate dintre tine și o altă persoană uh, uh, ceea ce determină să uh, pui în mintea ta, pentru că lucrurile acelea pot se pot dovedi otrăvitoare la un moment dat și pot aduce uh, te pot afecta într-un mod foarte grav. Haideți să citim un text din 1 Ioan din capitolul 2 care vorbește tot așa despre ceasul acela de pe urmă, despre vremurile sfârșitului, da? vremuri pe care le trăim, zic eu, și cred lucrul acesta cu putere. Sunt vremuri de final, vremuri pe care le trăim fiecare dintre noi și suntem puși în contextul de alege. Haideți să ne lăsăm impactați, dacă vreți, de textul acesta pe care îl voi citi și luați-l cu dumneavoastră în săptămâna aceasta în care intrați și meditați la cuvântul acesta. Copilașilor este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit are să vină Anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți Anticristi, prin aceasta cunoaștem că e ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ce au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe tatăl și pe fiul. Oricine tăgăduiește pe fiul nu are pe tatăl. Oricine mărturisește pe fiul are și pe tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în fiul și în tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o el este aceasta. Viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El, după cum vă învăța ea. Amin. Amin. Sunt, așa cum spune Cuvântul Domnului, persoane care caută să ne rătăcească știți că persoanele acestea nu e neapărat că se află în imediată apropiere. Da? nu Poate nu neapărat în cercul nostru de prieteni. Poate că sunt undeva în mass media. Poate că sunt undeva pe internet. Poate că sunt uh, undeva de departe, la alte biserici. Poate, ca, uh, poate că la un moment dat sunt, uh, sunt oameni care nu au un interes direct cu dumneavoastră. Dar sunt oameni care caută să rătăcească. Care e motivația lor până la urmă? De ce fac lucrul acesta? Ce scop au? V-ați gândit vreodată? bă, ce scop, scop are cineva să mă rătăcească? Pentru că dacă mă întâlnesc cu cineva și chiar m-am întâlnit acum recent cu cineva și mă întreba unde este stația de metrou și avea destul de mers de unde eram eu până la stația de metrou și m-a întrebat cum să fac să ajung acolo. Da? Era un român, a încercat într-o germană din asta mai, mai săracă să zic așa și mi-am dat seama că e român și am început să vorbesc cu română și deodată s-a luminat așa s-a bucurat. Cumva s-a simțit că e pe mâini bune. Și am încercat să-i explic. Da? Dar la un moment dat aș fi putut în momentul acela să... Păi tot ești tu pe acolo. Da? Care ar fi motivația pentru care cineva ar căuta să te abată de la Dumnezeu? Ar căuta să te abată de la cuvântul lui Dumnezeu? Care ar fi motivația lui? Și n am găsit altă explicație, decât dacă cel care face locul acesta este influențat de cel rău. Este doritor dar cu o motivație cu, cu, cu o dorință care e plină de răutate și nu de la el. Da? Nu de la el poate în mod personal. Dar pur și simplu îi vine gândul acesta. Pur și simplu poate are anumite... Știți că noi la un moment dat ca să cădem bine, facem compromis sau alegem să facem compromis. Și lucrul acesta îl facem pentru ca să scăpăm poate dintr-o situație anume. Da? Și căutăm să distorsionăm lucrurile pentru ca să ieșim din situația respectivă. Avem o motivație pentru care facem anumite lucruri. Și îmi dau seama că trăim niște vremuri în care s-au ridicat, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, mult, mulți anticriști. Dar de ce sunt anticriști? Pentru că sunt potriva Lui Hristos. De bună voie? Nu știu. Nu știu. Primul lucru care aș vrea să-L să sublinez mă iertați, ar fi acesta vă rog să păstrați o stare de alertă, așa cum fac și eu. Nu, nu, nu trebuie să ne speriem, da? Nu trebuie să ne, să intrăm într-un fel de, de fobie din aceasta că la orice colț mă pândește cineva care caută să mă abată de la, de la cale. Nu asta e ideea. Dar ar trebui să păstrez o stare de alertă. Ar trebui să fiu vegător. Ar trebui întotdeauna să fiu atent, da? Ar trebui să mă îngrijoreze lucrul acesta pentru că miza este una foarte mare. Miza este una foarte mare. Este viața mea veșnică. Uitați ce spune uh, Apostolul în locul acesta. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o el este aceasta. Care? Două puncte. Viața veșnică. Mă interesează să ajung acolo. Am interesul acesta. Și e legat, dacă vreți, e legată viața mea veșnică de acești oameni care la un moment dat sau are de-a face viața mea veșnică de acești, cu acești oameni care, care caută să mă abate la un moment dat. Acești antihriști, acești oameni care sunt împotriva Lui Hristos de bună voie sau poate motivați sau împinși de la spate de cineva. Domnul să ne ajute să păstrăm în primul rând o stare de alertă. Ce m-ar mai putea ajuta să rămân, să zic așa, pe cale. Ce m-ar mai putea ajuta să rămân în Cuvântul lui Dumnezeu puternic ancorat este lucrul acesta. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Cum vi se pare versetul acesta? Nu vi se pare un pic controversat? Voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Mai avem nevoie să mai venim la Biserică? Știm orice lucru. Uitați ce spune în versetul 27. că despre voi ungerea pe care ați primit-o de la el, rămâne în, voie, în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Mai concret. De ce mai caut eu aici la mon? De ce mai sunteți dumneavoastră aici până la urmă? O întrebare care trebuie să fiecare dintre noi să ne opunem, da? să, să, să răspundem la ea până la urmă. Orice, da? Există, la un moment dat putem răspunde simplu, există uh, profilul acesta al învățătorului în biserică și nu, nimeni nu poate anula aspectul acesta, el este în Biblie, este consemnat acolo și uh, e voia lui Dumnezeu da, să existe oficiul acesta de, de învățători. De aia există școală duminicală, de aia există profesor la școală duminicală, pentru că Dumnezeu a instituit acest oficiu în biserica sa. Dar iată ce spune totuși Apostolul Ioan în locul acesta. Voi nu aveți trebuie să, vă înveți cineva. De ce? Pentru că aveți ungerea lui Dumnezeu în voi. Și acum n-aș vrea să intru într-o zonă gri, dar aș vrea să vă spun un lucru. După ce m-am întors la Dumnezeu, după ce Dumnezeu m-a născut din nou, după ce Dumnezeu mi-a dat Duhul Său cel Sfânt, l-a așezat în mine, da, am avut un fel de încredere da, pe care Dumnezeu mi-a dat-o, că învățătura pe care o primesc sau asistența pe care o primesc din partea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este una sigură. Am avut o siguranță, da? Era un moment în care aș fi putut să stau, am zis la momentul respectiv și astăzi, nu mi-am schimbat lucrul acesta, aș putea să stau cu orice om, oricât de intelectual ar fi el, să stau înaintea lui și să, să pot discuta pe marginea scripturii. Indiferent de. Cât de înalt este El. Și orice copil al lui Dumnezeu ar putea să facă lucrul acesta până la urmă. De ce? Pentru că are în El Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt îl călăuzește prin tot. Adevăr, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ai această siguranță și eu sunt convins că dacă ai Duhul lui Dumnezeu, dacă ești născut din Dumnezeu și tu, la rândul tău, ai această convingere. Că nimeni nu te poate abate. Vă aduceți aminte de episodul acela în care omul acela din naștere a fost vindecat de Domnul Isus Hristos și autoritățile religioase le vremii l-au înconjurat, acei mari teologi, da? nu se poate zice. Și au început să întrebe pe părinți, au început să-l interogheze pe el de mai multe ori, da? Nu, nu se poate ca cineva născut în păcat, ca cineva care uh, nu-i de pe linia aceasta a învățătorilor, așezată de Dumnezeu, da, să poată să săvârșească omeniul. Nu se poate așa ceva. Și la un moment dat sătul omul acela, tânărul acela, da, care a fost vindecat de orbirea lui, mă oameni bun. Eu un lucru știu. Am fost orb și acum văd. Și s-a închis subiectul. Dacă sunt pus, țin minte că la un moment dat am fost pus în situația aceasta undeva în Suedia, da? la un moment dat am zis că nu, că tu te-ai schimbat de la sine, că tu, nu Dumnezeu te-a schimbat, vorbeam cu un ateu la vremea respectivă. Zic, omule bun, am fost așa, așa, așa și schimbarea s-a produs deodată, nu s-a produs treptat. Dumnezeu a venit în viața mea și a, a avut acea lucrare supranaturală a nașterii din nou pentru că eu cred că e o lucrare supranaturală și de a doua zi am fost un alt om, alte motivații, un alt, un alt fel de gândire, am primit puterea să trec peste aspectele cele negative din viața mea și sunt convins că ceea ce a așezat Dumnezeu în, în inima mea, în, în ființa mea, este din partea Lui Dumnezeu și mă călăuzește din, prin tot adevărul. Și mai am un aspect aici care îl sublinează cuvântul Domnului și pe, de care ar trebui să vă țineți strânși legați. Orice predicare, orice mesaj ați auzi, dacă nu îl promovează pe Hristos ca Fiul Lui Dumnezeu, este din partea diavolului. Simplu de tot. Și dacă vreți, miza diavolului, pentru că există, dacă pot să zic așa, un fel de, de război, un fel de antiteză între Duhul lui Dumnezeu care l-a așezat în noi și cel rău care este în lume, da? despre care Biblia, despre care atunci când vorbește Biblia despre Duhul care l-a așezat în noi, zice că e mai tare ca cel care este în lume, da? Și există această antiteză, dacă vreți, între Duhul lui Dumnezeu și cel rău, da? Există această luptă. Nu, nu, deci pur și simplu lupta aceasta care se dă, pur și simplu nu, nu poate fi negată. La un moment dat, Duhul lui Dumnezeu încearcă să promoveze persoana lui Hristos, pentru că dacă vreți, dacă, aveți, dacă vreți să vă întrebați, să puneți întrebarea aceasta directă, care este scopul Duhului Sfânt? Care ar fi răspunsul? Ei să-mi umflu eu mușchii mei în fața celorlalți, să vadă cât îți deplin de Duhul lui Dumnezeu ceilalți. Nu este răspunsul. Este să îl promoveze pe Hristos. Tocmai asta face Duhul lui Dumnezeu. Asta a făcut de la început, când a coborât pe pământ și face până ziua de astăzi. Să promoveze persoana și Dumnezeirea Domnului Isus Hristos. Toți cei ce tăgăduiesc lucrul acesta sunt din partea diavolului. Diavolul, pe de cealaltă parte, nu încearcă să facă tot ceea ce face, toată investiția aceasta pe care o face diavolul, este să tăgăduiască tocmai aspectul acesta al Fiului Lui Dumnezeu. De aceea, atunci când vă orientați spre un mesaj, urmăriți să vedeți dacă promovează persoana Domnului Iisus Hristos, dacă promovează Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, dacă promovează un stil de viață care îl are ca model pe Domnul Iisus Hristos. Simplu de tot. Simplu de tot. Va trebui să existe în viața noastră starea aceasta de alertă. Că cineva caută să ne amăgească. Dar nu trebuie să, am zis, nu trebuie să că, cădem în vreo extremă. Pur și simplu trebuie să fim oameni echilibrați. Dar oameni care suntem conștienți că există o miză pe capul nostru, dacă pot să zic așa, că cineva caută să ne amăgească. După aceea, a putea să ne bizuim pe Duhul lui Dumnezeu, care este noi și care este gata să ne călăuzească prin tot adevărul. Și trei aspectul acesta al, al faptului că orice mesaj, orice informație care caută să, să intre în mintea noastră și care n-are ca obiectiv promovarea și înălțarea Domnului Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu însuși, este din partea diavolul și ar trebui respinsă. Eu vă propun, dacă vreți, în timpul acesta să ne ridicăm pe picioare și să facem o rugăciune în sensul acesta și să spunem, Doamne, adu maturitate în viața noastră. Ajută-ne să fim selectivi. Ajută-ne să fim oameni care căutăm cu tot în să promovăm persoana Domnului Isus Hristos. Și prin stilul nostru de viață, și prin felul nostru de gândire. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta.